temă astăzi va fi aceasta. Cum să ne comportăm în cazul în care descoperim muniție rămasă neexplodată? Pentru că încă se mai găsește pe teritoriul județului Botoșani și pe teritoriul țării muniție rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate. Să nu atingem, și să nu lăsăm pe nimeni să atingă. Că doar cei care vor răspunde corect vor primi astăzi darul din partea noastră. De ce trebuie? E așa de important? Poftim. Da. Să facem și aceste exerciții pentru incendiu și pentru cutremur. Ne ajută cu ceva. Că dacă învățăm tabla mulțirii și facem exerciții la matematică, da, ne ajută să socotim. Dar de ce ne ajută pe noi aceste exerciții pe incendiu și pe cutremur? Așa. Totul merge până pe protecția noastră. Dar am văzut că în cazul în care descoperim muniție neexplodată, ce avem de făcut? Tot ca să ne protejăm. În caz că izbucnește un incendiu, trebuie să știm ce avem. Tot ca să ne protejăm pe noi și pe cei dragi nouă. Ia să vedem, dacă ar izbucni un incendiu la școală, ce ar trebui să facem? Mergem în rând până afară. Așa. Imediat? Sau mai așteptăm? Imediat. Dar de ce imediat? Trebuie să ne mai gândim. Oare mai ieșim, oare nu ieșim? De ce trebuie imediat când este incendiu? Fiindcă s-ar putea ține incendiul și ar putea ajunge la noi. Și la fel ne pune viața noastră în pericol. Foarte bine, da? La fel de repede ieșim din sală dacă este cutremur? Nu. Atunci nu ne mai grăbim. De ce nu ne grăbim? Ne punem mâna la gură și ne ținem de ceva timp. Ne punem sub băncuță, da, și ne ținem de piciorul mesei. Și cât stăm acolo, sub măsuță? Da, și fiecare când vrea, iese de sub măsuță? Nu. Când se termină cu tremur, nu putem să ieșim. Când se termină cu tremur, doamna învățătoare, da, ea ne anunță să ieșim. Noi ascultăm când suntem la școală. De cine? De doamna învățătoare. Astea sunt cauze care trebuie evitate, da? Pentru că... Și dacă este fum, noi ne punem așa în, ca un cățel frumos și ieșim. Ce n-au voie adulții să facă atunci când găsesc muniție rămasă neexplodată? Să nu atingă! Pe rând, pe rând. Eu vă atingă de la să explodeze. Corect. Și să mergem să-i spunem unui adult să sune la 112. Așa. Ce să fac? Să o duc acasă, să la piață, să o duc în vădesul. La fier vechi, au foie? Nu! Acum o să vedem care au fost copiii care s-au remarcat și au răspuns frumos. Gabriel prima dată. Gabriel, sigur că da. Cum te cheamă? Alexandra, și tu la fel, ia să vedem. Dar știți că... Tu cheamă și Gabriel, nu? Da. Încă nu s-a terminat concursul, să nu fiți dezamăgiți. Și? Alexandra? Alexandra, da. Îți place așa? Asta, cei care au răspuns corect, trec și pe aici, pe la colega. Gata, sus, primul care a ajuns la ușă. Azi eu am învățat să mă protejez în timpul unui cutremur sau unui incendiu și cum să reacționez în timpul în care am găsit un proiectil neexplodat. Astăzi am învățat cum să mă protejez în caz că este cutremur, în cazul că este un incendiu sau că găsesc o muniție neexplodată. Ce trebuie să facă oamenii ca să fie mai bine informați și mai bine pregătiți în astfel de situații? Păi ar trebui să se documenteze mai bine și să aibă mai multă grijă de sine. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați numit prietenii pompierilor. Ei astăzi, pe lângă exercițiile pe care noi le făceam lunar sau odată la două luni, în caz de incendiu, în caz de cu tremur. Ei astăzi au asimilat mult mai multe cunoștințe și vor să vă mulțumească
și dumneavoastră pentru noile informații pe care ni le-ați dat și le putem folosi în cazul calamităților. Conține un rucsac de urgență. Trebuie să aibă 3-4 sticle cu apă pe jumate, biscuiți simpli, haine de schimb, bandaj, o lanternă cu baterii și un radio, o pudră sau un desfectant. O bună informare. Poate salva vieți. E chiar dacă noi vă explicăm, chiar dacă facem toate aceste exerciții de simulare care ar trebui făcute, o vizită de-a dumneavoastră din când în când este binevenită. Cunoștințele acumulate pe timpul acțiunilor de informare și educare preventivă au fost testate cu ajutorul unui concurs cu tematică de protecție civilă. 50 de elevi care au răspuns corect la întrebări au primit din partea Consiliului Județean, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, ghiozdane și rechizite școlare. Activitățile de astăzi au fost organizate pentru a marca sărbătorirea Zilei Protecției Civile din România.